Bună ziua, dragi prieteni, dragi colegi, stimată și dragă noastră familia, nu doar a Partidului Politic Șor, dar familia Republicii Moldova. Partidul Șor va declara, iată, cheltuieli pentru organizarea protestelor. De ce are Partidul Politic Șor cu aceste cheltuieli? Dacă domnul Ilan Șor a declarat că dumnealui ajută, sunt banii dumnealui sau atrași de el. N-au nicio legătură cu partid. N-au nicio legătură. Nu știu despre ce dumneavoastră vorbiți. Eu vă spun, cineva... Am analizat iată aceste conversații din telefonul domnului Țurcan. Dar eu ce am cu telefonul și... cuiva? Păi e și conversația cu dumneavoastră acolo. Dar de unde dumneavoastră știți că e conversația cu mine? Este numele, numărul dumneavoastră. Numele poate să fie, știți, noi putem la orice număr spunem numele și dumneavoastră și asta ce va însemna că sunteți dumneavoastră? Eu nu cunosc nimic despre asta. Vedeți, sunt în mare parte invențiile dumneavoastră și ceea ce voi inventați acolo la dumneavoastră, în ziar. Și îmi pare rău că induceți în eroare. Cum este organizat partidul? Ați spus că ne răspundeți la întrebări și ne explicați. Noi am văzut acolo, de exemplu, noțiuni patratiști, mahaliști, curatori. Despre ce fel de funcție e vorba asta? Eu încă o dată vă spun. Despre ceea ce dumneavoastră vorbiți, ce ați văzut dumneavoastră? Îmi cer scuze, eu nu cunosc. Eu nu am văzut. Eu stau în arest la domiciliu. Eu doar am aflat de la avocații mei că numele meu a fost vizat într-o investigație jurnalistică, că chipurile eu acolo ceva vorbesc sau spun. Atât. Ce voi ați scris, eu n-am citit, nu am văzut, nu am avut posibilitate. Când o să am posibilitate, o să studiez atent și o să revin comentarii. Pentru că acum despre ceea ce dumneavoastră vorbiți, eu nu cunosc. Chiar dumneavoastră dădeați acolo indicații. Care indicații persoanelor cum să se organizeze, cum să adune semnături. Aveți careva dovezi că eu am dat indicații, dovezi concrete. Este vorba de conversațiile pe care le-am văzut în acel telefon. Sunteți și dumneavoastră procuror și judecător. Noi vă întrebăm. Dar eu vă spun că eu încă o dată, eu nu cunosc despre ce dumneavoastră vorbiți. Eu deja de 5 sau 6 ore asta am zis. Putem să continuăm, dar eu n-am văzut investigația dumneavoastră. Eu am auzit de ea. Dar despre ce dumneavoastră vorbiți și ce și cum, cui eu am dat, eu nu cunosc.